O rugăciune, o protecție. Protecție prin rugăciune sau? La 12 noaptea nu e de pahar dacă vrei să-ți meargă bine, este să-ți faci o protecție, o rugăciune. O rugăciune. Așa se face. Se deschide geamul, te gândești. Da, știi cum e. Și eu bol să-și fac. La 12 noaptea, tradiția, în Maramureș, acum nu știu câți ani, a venit Maica Stareță, ne-a luat, ne-a încolonat pe toți de la restaurant, ne-a dus la Bârsana, la mănăstire. Bine, eram în practic aproape de mănăstire, eram la hotelul mănăstirii și asta s-a făcut la 12 noaptea, moliftele. Lasă piftia, lasă tot pe masă, te duci la molifte, te-ai întors. Deci ai spus așa, Cristina, deschidem tradiția. Geamul. Asta e tradiția. Da. Și ne spunem o rugăciune. Da, asta cu băutura, cu ciocnitul, cu, mă rog, e un lucru care se face că doar absolut. Este petrecere. Dar de principiu, cine are dorința asta sau cu ea a mers rău, sau cine a simțit că n-a avut protecție, sau cine se teme de ceva, sau care are o problemă de sănătate, sau care se roagă pentru cineva, sau care vrea ca anul acesta să-și rezolve o problemă, să se gândească la miezul nopții, la trecerea dintre ani, pentru că este și conjuncție lună-Neptun, lună-neagră, adică e așa pe muchie, adică e un mic alunecuș. Da, păi mă gândesc că dacă nu își cere iertare și nu face nicio rugăciune tot anul, și asta aia este de noapte de revion e legal cu zi. Și iertarea, și împăcarea, și toate lucrurile astea care țin de energia asta mai... Peștele este ultima zodia zodiacului. Să închizi ceva, să suni pe unul cu care te-ai certat în noaptea de revelion, să-i spui la mulți ani. Să te împaci, să lași niște lucruri în spate, să nu le mai ții cu tine, să nu le mai duci cu tine. Să-ți plătești datoriile, eventual. Oricum...